Petre de la Indigo. De această melodie, da. Pe plan muzical nu prea le-a mers bine, s-au făcut de râs în toată lumea, dar pentru că na, dacă n-au reușit cu muzica... Nici cu dansul n-au reușit, stai liniștit, că nici acolo n-au reușit. Ce mai fac fetele astea? Păi iau o nouă pasiune, că încearcă și ele să-și descopere acolo talentul, dacă o fi acolo ceva de talent. Erau prin America ele, acolo încearcă, nu? Da, acolo. Stai să vezi de ce s-au apucat. Our dream is to be international superstars. Gemenele de la Indigo chiar nu se lasă până nu devin staruri internaționale. Dacă nu le-a mers cu muzica nici în România și nici în America... Dar nici cu scrisul, Gabriela și Mihaela au găsit o altă pasiune. Dacă în 2015 Mihaela lansase un roman de 544 de pagini intitulat Clona Cearea, ce se voia a fi o poveste despre viață fără de moarte și tinerețe fără bătrânețe, se pare că vânzările nu au mers prea bine, așa că fetele s-au apucat de acrobații. Și am putea spune că se descurcă. Fetele se pot angaja cu ușurință la circ, mai ales că și acrobații de circ pot deveni staruri internaționale.